A studiat la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, dar și la Pontificia Università Urbaniana din Roma, precum și la Pontificia Università de la Santa Croce din Roma. Am spus bine? Din 2011 este preot la Parohia Catedralei Sfântul Iosif din București. Doamnelor și domnilor, vorbim despre lucruri serioase, relația cu divinitatea. Francesc Domoș. Bun găsit! Eu am găsit, e aici, Lucian Mândruță. Nu e aici, pot să vorbim despre anul trecut. O să-ți apere după aceea, știu cum s-a întâmplat. Anul trecut, pe vremea asta, 22 octombrie, este ziua liturgică, aceea în care îl sărbătorim în calendar pe Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul. Noi, aici în București, Romanul Catolic, organizăm o procesiune, ieșim și noi pe drum. Lucian, anul trecut, a zis, hai să facă una cum face cu Beoreu. Să mă dau mai înapoi, mai înainte, țin mai aproape. E ok. Și s-a legat și de noi. Ia uite și catolici ăștia plimbă moaștele. Noi aveam decât câteva picături din sângele lui Ioan coagulat. Care pentru noi, dincolo de sângele lui Ioan Paul al II-lea, care a devenit religie? E o modalitate de a crea comunitate. Și de a spune că credința aia nu e pentru catacombă. Hristos nu te cheamă să rămâi doar acolo, în ziduri mici sau în ziduri mai mari, de lemn sau de piatră. Dacă acea credință nu devine socială, dacă mie nu îmi învie pe omul de astăzi și nu plantează, așa cum obișnuiam să spun, nu știu de unde mi-a venit, dacă nu plantează cer în societate și în lume, la ce îmi folosești? M-am legat, adică Lucian s-a legat atunci, nici nu începuse procesiunea, nici nu coborâsem din mașină. Și am văzut că Lucian a zis, eu uite și catolici. Atunci ne-am contrat puțin. Mai apoi ne-am prietenit și l-am prins. L-am prins pe Lucian, probabil și voi urmărindu-l ați văzut, că mai zice, mai scapă și de aceea zic că Lucian este un ateu evlavios. Pentru că el mai scapă și spune din când în când, Doamne ajută. Nu știu la ce se referă, ce înseamnă pe și îmi spun, ce este un ateu? Dincolo de faptul că te definești negând divinitate. Dar cum o demonstrezi? E în voi mai mult decât vă dați seama. Și tocmai sedea asta de infinit, de relație autentică, este dovada că avem nevoie de acea legătură de rădăcini în cer. Când cresc dinții copiilor? Unii mai știu că au mai fost cu la predică, că le-am mai livrat episodul ăsta. Când cad dinții copiilor? Am greșit eu. Dinții copiilor cad atunci când sunt cei noi care împing. Nu pentru că e vorba de 6-7 ani. A, se întâmplă să fie atunci. Deci, el a dat exemplul acesta pentru viața relațională, viața spirituală. O poți folosi cu copii, poți folosi cu soacra, o poți folosi în cuplu, petrecem. Sau o putem folosi cu Dumnezeu. Petrecem viața noastră, de multe ori, cu ciocanul în mână sau legat cu asa de clanța roșii și rugând pe cineva să tragă ca să ne cadă dinții. Adică ca să dăm la o parte acele lucruri vechi, știm că ar trebui să fie ceva. Dar atunci când dăm la o parte lucrurile vechi, rămân știri. Apropo, înainte să ajung în seminar, sau să mă hotărăsc, eram în adolescență, punctul crucial când m-am hotărât, eu făceam arte marțială. Adică eram și voiam să fac arte marțială în formă calificată. Adică părerea asta pe mine îmi dăruia acel echilibru, mă așezam în viață. Mai apoi m-au trecut. A fost altceva care m-a captat. Deci când cad dinții copiilor, atunci când cresc cei noi, când vine relația sănătoasă, atunci când ea crește, nu când stăm doar să îndepărtăm ceea ce nu funcționează. Așa cum ăsta este cu copilul, pentru că el este copil. Când cer de la soț sau de la soție, ceea ce numai Dumnezeu îți poate da.
la fel de la frați, de la surori, atunci când cer de la Dumnezeu lucruri prea umane, adică Dumnezeu nu este un bancomat. Și o spun pentru ca să facem. Adică avem nevoie de siguranță. Dar n-ai nicio siguranță. Pentru că adevărata dăruire și aia de la Dumnezeu, pentru că lepe Dumnezeu de aspectul nostru, pentru că Dumnezeu nu este doar așa, în cer. E aici, pe pământ, e între noi. Și Dumnezeu se luptă ca să nu devenim sclavii noștri. Dumnezeu se luptă în noi, setea aceasta de divinitate, de sens. Noi căutăm cum să găsim acel echilibru, cerem de la El lucruri concrete, bani, sănătate, loc de muncă, să-ți găsească ceva, acei din el. Deci, încerc să-mi închipui fața lui Dumnezeu. Încă o dată. Pentru noi Dumnezeu este Tatăl. Bun. Și ce facem cu Tatăl ăsta? Când îl descoperi? Cum ajungi la Dumnezeu? De multe ori, această problemă, cum ajung eu la Dumnezeu? Zic, da, am ajuns vreodată, apropo de relația complicată pe care ai cu divinitatea, cred că am fost cam singurul care m-a ridicat. E o relație complicată, e ceva ce este simplu. Preotul ăsta, domn Giorgio, el mi-a spus în felul următor, că fie că, pentru că e vorba de relația cu divinitatea, facem și noi parte. E o relație complicată. Fie că vă căsătoriți, fie că, pentru că în preoția catolică e celibatar, fie că deveniți preot sau intrați în mănăstire, orice alegere ați face, vă nenorociți. Și noi, glumeam glumițele și noi vă nenorociți. Și ce mi-e adevărat? Adică orice alegere ai face, la un moment dat, ceva se rupe. Fie că e vorba de relația cu Dumnezeu, relația dintre noi, relația de cuplu, relația cu copiii, soacrele, cu toți, despre relații. Sunt dureroase. Cum faci ca relația aia, relațiile respective, să fie impregnate de ce? De sens. De divinitate. Evident că nu o să fii cu sunesul pe buze întotdeauna, că te lupți, că îți pierzi cumpătul. Deci alegerile noastre, orice am face, ne nenorocim. Dar este ideea aceea de nenorocire, că atunci când, de fapt, îți pierzi viața ca să dăruiești. Și când în relația cu Dumnezeu, de la Dumnezeu primești, înveți să primești. Noi nu știm să primim nici de la Dumnezeu. Noi nu știm să primim de la Dumnezeu și nu știm să primim de la oameni. Pentru că nu avem criteriile de a primi de la oameni, de la cei care ne iubesc, de la copii, de la soț, de la soție, de la părinți. Ajungem să pretindem. Ajungem să pretindem să cumpărăm. Și, de fapt, marea parte a relației credincioșilor cu Dumnezeu, cu divinitatea, e de multe ori comercial. Toți suntem obișnuiți cu acatistul, cu ceva. Și îl căutăm pe Dumnezeu din interes. Evident, mă gândesc că Dumnezeu nu se supără că îl caut din interes. Este suficient ca să-l caut din interes, să mă duc la El cu anumite cereri și cu multe întrebări. Și când ajungi să-L întâlnești, ți se schimbă și întrebările, sau de fapt renunți la întrebări. V-ați gândit de multe ori atunci când deja erați supărați pe că e mamă, că e soț, că e soție și aveați o mulțime de întrebări sau erați gata de ceartă. Și vă duceți unul spre cel de la care voiați să cereți pont. Și la un moment dat, după ce tensiunea este ridicată, la un moment dat, ceva un declic se întâmplă. Uneori, multe ori nu.
că e nevoie, nu avem nevoie doar de explicații, nu avem nevoie doar de răspunsuri de la Dumnezeu, avem nevoie de iubire, de fapt, căutăm sens, căutăm sens vieții noastre, în orice. Căutăm un sens, e o căutare nebună de sens. Mă gândesc aici că există un divorț. Un divorț între noi și Dumnezeu. Dar între noi și Dumnezeu mediat de, aș trebui să spun, de biserică. Și aici nu mă refer doar la biserica catolică, biserica ortodoxă, biserica, toate. Acea modalitate acelor, eu îmi fac un examen de conștiință, încerc, și spun, de câte ori am blocat accesul, sau v-am blocat vouă accesul, mă lărgesc, oricui, către Dumnezeu. Tocmai încercând să-L apăr, sau să propovăduiesc, sau să vorbesc despre El, și în fond să fi, să vă fi îndepărtat. Este o criză, divorțul acesta, între cultura de astăzi, între modul nostru de a fi și spiritualitatea creștină. Sau creștinism. E o separare foarte mare. Dar setea de infinit este atât de mare în inima noastră, că puteți spune, de ce? De ce sunteți? De cele mai multe ori supărați pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu prin biserică. Adică ce vă scandalizează cel mai mult? Bine, multe se regăsesc pe online. Ceea ce îi reproșați celor care ar trebui să vă facă conexiunea cu Dumnezeu și ajungeți să spuneți că aveți Wi-Fi, fibra optică directă cu Dumnezeu, că nu mai aveți nevoie de așa ca noi. Pentru că păcălim, pentru că nu suntem autentici, pentru că ajungem să vorbim de un Dumnezeu al unor reguli, nu de un Dumnezeu care să mă locuiască, care să-mi facă să vibreze carnea, sufletul, trupul, pentru că l-am întâlnit. Pentru că eu întâlnim astfel de persoane, spun, unde l-am întâlnit pe Dumnezeu? Doar mergând la biserică. L-am întâlnit pe Dumnezeu atunci când, prima dată, cu mama. Când mama îmi dădea lapte, spunea rugăciuni. Mama o ducea la biserică și a devenit habodnicie. Adică Dumnezeu a devenit așa, a intrat în viața mea. M-am trezit că facea parte acolo. Că nu pot să-L dau afară. Pentru că devine intim mie. Pentru că nu există sens, explicație, în afară lui Dumnezeu. Dumnezeu, ce fel de relație am cu Dumnezeu? L-am întrebat, am avut recent, Caspar mi-a luat un interviu și ultima întrebare era aceea, ca să-ți pun ție o întrebare, și te-am întrebat cum este cerul, raiul în accepțiunea ta, cum vezi? Și nu mai țin minte exact cuvintele pe care le-ai spus, dar ai zis că acolo. Și asta am reținut. Când cerul, divinitatea, raiul, luăm partea vieții noastre, înseamnă acolo. Zic, când voi ajunge să aduc acel acolo să fie acum, aici, nu mâine, nu poi mâine, nu uita că Dumnezeu te-a trimis pe pământ să le înlocuiești, să dai sensuri, să creezi, să duci începutul său înainte. Wow! După aia vine un coleg și moralizator. Cum adică să le înlocuiești pe Dumnezeu, să dai sensuri? Sensurile au fost date. Hai pe bune. N-am știut atunci. M-am blocat. Dar zic cu ani. Asta ne lipsește nouă. Asta lipsește biserici. De ce îl blochezi pe Dumnezeu în sufletele voastre? Pentru că nu știu să-i mai dau sensul lui Dumnezeu astăzi, în cultura de astăzi. El are sens. Toate au sens. Nu trebuie să căutăm sens, pentru că totul are sens. Nu trebuie să caut fericirea, trebuie să o trăiesc. E evident că atât de mult încerc doar să... O umanitate doar de... Nu pot să trăiesc doar o umanitate așa de... N-avem nevoie. N-avem nevoie doar de totul.
înțelegând aici preot, ca doctor spiritual, trăim o relație și umană și cu Dumnezeu doar de doctor. Când ești supărat sau ai nevoie doar să fii vindecat. Nu, nu avem nevoie doar să fim vindecați, avem nevoie să ne naștem. Avem nevoie astăzi, mai mult decât oricând, de moașe. Care să-l facă să se nască Dumnezeu în mine, în societatea de astăzi. Dar nu forma, nu trebuie să iau o formă a unei epoci, în forma de astăzi. Nu ca să-l bag pe gât cuiva pe Dumnezeu. Nu încerc, nu am încercat cu nimeni. Pentru că dacă Dumnezeu va fi, va vorbi deja, va da pe din afară, din mine. Nu trebuie să-l apăr eu pe El, că mă apără El pe mine. Nu avem nevoie astăzi de doctor, ci de moașe mai degrabă. Adică de oameni care să-l facă să se nască noi, părinții să devină. Avem nevoie de moașe care să facă să nască între noi relații de viață. La începutul Bibliei se vorbește de Adam și Eva. Adică relația cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemânarea cu Lui. Bărbat și femeie a creat, spune Cartea Genezei. Deci, chipul lui Dumnezeu e bărbat și femeie. Adică bărbatul și femeia se completează reciproc. Adică femeia devine chipul bărbatului, bărbatul devine chipul femeii. Ne ajutăm în identitatea noastră, în relațiile noastre. Dar paradisul, mă întorc aici la ideea de cum e raiul, cum se spune că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Da, dar toți suntem copiii părinților noștri, dar și părinții mei sunt copiii bunicilor. Bun, dar copiii cresc și au viața în lume. Iar paradisul, viața în Dumnezeu, zic, viața de după, care e deja prezentă acum, înseamnă că dincolo, noi vom fi fii ai lui Dumnezeu în permanență. Dar aici, pe pământ, ne luăm viața în mâini, ne nenorocim, așa cum spunea Dungeon. Fie că ne căsătorim, devenim preoți, intrăm în mănăstire sau fugim sau nu facem nimic, te nenorocești rămânându-ți și singur. Dar avem în paradis, nu există doar copii ai lui Dumnezeu, pentru că copiii cresc și au viața în mâini. De ce spun lucrul acesta? Pentru că elementul esențial în relația cu Dumnezeu, așa cum este și în relația umană, chiar dacă astăzi funcționează, este nupțialitatea, adică nunta. Prea mult biserica sau noi, cei din partea noastră, ne-au învățat că noi trebuie să fim copii buni, adică copii cuminți. Nu, noi trebuie să fim semnificativi, să ne luăm viața în mână, să facem nuntă cu Dumnezeu. Înainte să faci nuntă aici pe pământ. Pentru că categoria cea mai puternică a relației omul este aceea pe plan omenesc. Nunta. De fapt, îl primești pe celălalt. El te primește pe tine, nu doar în ei. Nu devine posesie. La fel și Dumnezeu. Pentru că Biblia se încheie cu, tot cu o pereche. Cu Hristos și cu Mireasa, care este biserica, care e în Cartea Apocalipsului. Tot o incluziune nupțială. Noi suntem chemați să facem nuntă. Chiar dacă am nenorocit munțile aici pe pământ și care este la a doua, la a treia, adică rănile sunt de multe ori de nevindecat. Dar categoria cea mai profundă nu este doar aceea. Avem întotdeauna mamă, tată, frați, aveți copii. Dar toți suntem chemați să facem nuntă. Chiar dacă pe pământ, iată, eu, dincolo, în categoria eternității, a veșniciei, e nuntă cu Dumnezeu. Căsătoriți fiind pe pământ, necăsătoriți divorțați sau preoți celibatari. Acea imagine, cea mai profundă, este aceasta. Mai am foarte puțin, eu cred că disem, în primăvară am descoperit, eram în Italia și am auzit festivalul de la San Remo. Acolo am descoperit pe Simone Cristichi, care a cântat, a picurat nimeni. Privitele acelea, ale cântecului atât de profunde, am ajuns să descoper un filozof, un teolog, Marco Buzzi, care, wow, m-a dat peste cap. Și am o să închei cu o poezie de-a lui, care se numește Ultima lecție. E compusă în 2006. Tipul e foarte tare. Nu refuzează Duhul acestei amieze la preză. Nu refuza frica ta, nu refuza meschinătatea ta și orgoliul tău.
sensul înțepător al inferiorității tale și al percepției unei superiorității, care judecă și cataloghează persoanele pe baza sistemelor de judecată inflexibile și nemiloase. Tu nu judeca judecata ta, nu te condamna. Nu refuza acea ură pe care o urăști în lăuntrul tău, nici pe cealaltă care o urăști. Nu te despărți de nimic.